Cum să-ți găsești plăcerea în Dumnezeu? Oare omul decide? Aceasta este întrebarea care mi-a fost adresată. Eu sunt pastorul Vasile Filat, păstoresc Biserica Buna Vestirii din Chișinău și răspund online din Biblie la întrebările oamenilor. Vă invit să luați Biblia împreună cu mine, să urmăriți, să vă faceți notițe, bine este să vă puneți un carnețel și ori de câte ori ascultați din Cuvântul lui Dumnezeu online, de la mine sau de la alți predicatori, să verificați dacă este scris în Biblie așa cum vi se spune. Pentru că sunt mulți amăgitori, sunt mulți înșelători și nu vreți să vă pierdeți sufletul primind învățătura lor. Vreți să primiți învățătură sănătoasă, de aceea Dumnezeu v-a dat un cuget ca să verificați. De aceea puteți citi ca să verificați dacă este scris în Biblie așa cum vi se spune. Bun, să dau citire mai întâi întrebării care mi-a fost adresate. Foarte interesant să-ți găsești desfătarea. Desfătarea sună un pic pornografic. Dar trecem de această inabilitate lingvistică, scrie autorul întrebării. Adică să-ți placă ce faci, nu înțeleg de unde ați scos dumneavoastră ideea că omul alege ce îi place. E ca și cum o persoană căreia îi se face rău la mirosul cărnii de oaie hotărăște că de a doua zi va iubi mirosul și gustul acestei cărni. Se va întâmpla aceasta? Bineînțeles că nu. Omul nu are control asupra acelor lucruri care îi fac plăcere sau nu. Adică dumneavoastră și restul de 99 de prostovani, zice, nu înțelegeți lucruri simple despre natura umană, dar știți voi multe despre natura divină? Ați încercat să fiți hazliu? Că sigur ați reușit. Deci, vă dați seama, deja au trecut în batjocul cel care pune întrebarea. Bun, eu trec peste asta și voi da răspuns pentru că poate Dumnezeu îi deschide mintea și cugetul curat celui care a adresat întrebarea, dar vreau să profite cei care din toată inima vor să știe cum să-ți găsești plăcerea în Dumnezeu. Iată, vedeți, scrie aici persoana că dacă cuiva nu-i place mirosul de carne, de oaie, hotărăște că de a doua zi va iubi mirosul sau nu. Da, vreau să-ți spun că omul hotărăște unde merge, locurile unde merge el, ce face el. Da, bun, ca să nu vorbesc eu mult, deschideți, vă rog, împreună cu mine, un text din Biblie unde este folosită fraza aceasta, să-ți găsești plăcerea în legea Domnului. Hai, deschideți Psalmul 1. Psalmul 1. Psalmii sunt cântări sfinte. Cântări sfinte și autorul aici este David. Și iată ce scrie el. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Auzi? Deci el alege. El alege să nu-și găsească plăcerea acolo. Cei mai mulți își găsesc plăcerea cu batjocoritorii. Se duc acolo la batjocoră, la păcătoși, se așează acolo, stau că nu, omul ăsta, el a ales. El zice, nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea. El își găsește plăcerea în legea Domnului. Cum? Zice, zi și noapte cugetă la legea lui. Vezi? El învață să-și găsească plăcerea în ceea ce face el și el știe unde, de unde trebuie să-și ia plăcerea. Zice, în legea Domnului, care este cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Omul acesta zi și noapte cugetă la legea lui Dumnezeu și își găsește plăcerea acolo. Care este rezultatul? Zice, omul acesta este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, care nu vor să-și aleagă plăcerea. Ei lasă cum vor fi lucrurile, cum vin lucrurile, cum pică lucrurile, așa să fie. Ce scuze. Deci nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Ați văzut pleava care o spulberă vântul? Ea nu are direcție. Ea nu are direcție, nu știe ce să facă, nu decide nimic. Vântul decide pentru ea, pentru pleava asta. Ei, așa ești tu dacă lași alții să decide pentru tine, nu tu. Au zis cei răi, hai vino cu noi. Au zis, hai să privim niște pornografii, tot ai vorbit despre pornografie ăștia. Te duci și tu privești pornografia, acolo îți găsești plăcere. Dar în legea Domnului nu îți găsești plăcere. Păi iată, acolo pleava lasă să fie dusă unde vrea să o ducă vântul. Și zice așa, nu tot așa este cu cei răi. Ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la peire.
Într-un alt psalm, tot David, în psalmul 37, el spune așa, începe psalmul în felul următor. Nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jând la cei ce fac răul, căci sunt cosiți iute ca iarba și se vestejesc ca verdeața, că cei răi își găsesc plăcerea în rău, în a face rău, în batjocuri, în batjocuritori, asta fac ei. Nu te uita cu jând. Cu jând înseamnă cu invidie. Nu te uita cu invidie la ei. Deci, încrede-te în Domnul și fă bine. Locuiește în țară și umblă în credincioșii. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Vezi și spune aici cum să o faci. Nu te uita la ei, nu invidia modul lor de viață. Tu caută-L pe Dumnezeu, caută să-L cunoști pe Dumnezeu. El să-ți fie desfătarea și zice, El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El. Și El va lucra, El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Iată, așa face omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu alege unde să-și găsească plăcerea. Eu, știți cum, mi-am amintit de cazul unui prieten de-a meu, pastor din Siberia, Grigore îl cheamă. Și atât Grigore împreună cu soția au 3 copii a lor, dar au luat mai mult de la orfelinat și au crescut copii de la orfelinat. Și când copiii de la orfelinat au absolvit școala, liceul, și trebuiau de acum să meargă la facultate, plecau din casa lor, atunci Grigore, el așa este mai original în abordările lui, Grigore i-a luat și i-a dus la un restaurant. De la școală, de la sărbătoare, i-a dus la un restaurant frumos, i-a hrănit bine. Păi copiii acum urcați toți și mergeți cu mine. Și a dus la gunoi ăștia orașului. A intrat cu mașina, copiii nu înțelegeau ce se întâmplă, cu ce ocazie intră, n-au fost niciodată acolo. Și el a intrat în gunoi, a intrat cu mașina, s-a oprit în mijlocul gunoi ăștia. Și copiii, ieșiți afară. Ieșiți afară, copii. Și ei au ieșit. Și atunci el le-a spus, ascultați, dragii tati, ce vă zic eu. Ia să-mi spuneți voi, unde v-a plăcut vouă, la restaurant sau aici? Eu zis, tată, bineînțeles, la restaurant ne-a plăcut, nu ne place aici, ia-ne de aici, plecăm de aici, nu vrem să stăm aici, stați puțin copii, vreau să vă zic ceva. Zice, în casa noastră v-am învățat cuvântul lui Dumnezeu. Și iată, acum voi plecați în lume. Voi plecați la școală, să învățați, la facultate, și iată, acolo este mult gunoi pe care voi nu-l vedeți. Voi nu o să-l vedeți deodată, dar voi o să vă ciocniți cu mult gunoi. Și acum voi o să alegeți. Voi alegeți viața cu Dumnezeu sau viața în păcat? Dacă alegeți viața în păcat, apoi vreau să vă spun că aici o să vă aduc. Așa o să vă fie viața, ca și gunoi ăștia. Dar dacă voi alegeți viața cu Dumnezeu, atunci vă veți bucura. Așa cum a fost la restaurant acolo, cum am avut bucurii toți de părtășii, de bucurii și plăcere am avut acolo. Voi alegeți, copii, ce vreți. Vreți o viață frumoasă sau vreți mizerie? Și copiii au zis că au ales viața frumoasă. Dumnezeu să-i ajute să trăiască în viața frumoasă cu Domnul Iisus Hristos. Tu ce alegi, dragul meu? Ce vrei să alegi? Unde? Tu alegi să-ți găsești plăcerea. Tu alegi locurile unde te duci. Tu alegi. Uite așa cum acel care a devenit alcoolic. Cum a devenit? Oare nu a ales el așa? Tu vei zice că așa el s-a născut? Nu a ales el așa? Oare el nu știa pericolele, dar el spunea, nu, las, totul e sub control, că așa zic toți alcoolici. Dar eu în orice moment mă pot opri, așa zice, în orice moment, eu oricând vrei mă opresc. El nu-și dă seama că el deja este alcoolic. Pentru că el a ales să-și găsească plăcerea în alcool, să-și găsească plăcerea cu prietenii cei de pahar, să-și găsească plăcerea în asta. Cel care o ales drogurile, tot așa o ales să-și găsească acolo. Cel care o ales desfrâul, o ales să-și găsească plăcerea acolo. Și cel care o ales să-și găsească plăcerea în Dumnezeu, acela se va bucura mult, va avea adevărata bucurie. Dumnezeu a zis, eu să-ți fiu desfătarea și îți voi da tot ce-ți dorește inima. Dragul meu, există împărăția lui Dumnezeu. Tu ai un suflet, un suflet veșnic care ți-a fost dat ție. Ai un trup vremelnic și ai un suflet veșnic. La moartea ta fizică, sufletul se va despărți de trupul acesta și sufletul tău, dacă ai ales păcatul, ai ales să trăiești în păcat, așa cum ai spus în mesajul ăsta acum, atunci să știi că sufletul tău merge în locuința morților, la pierzare, acolo vei fi în chinuri groaznice, vei aștepta până în ziua judecății, după care vei merge în iazul de foc și de pucioasă și vei fi chinuit pentru veșnicii. Și Dumnezeu nu vrea aceasta și nici tu nu trebuie să vrei aceasta, nici eu nu vreau aceasta.
Dumnezeu a pregătit o împărăție sus. Dumnezeu a pregătit o împărăție unde este fericirea adevărată, fericirea veșnică, desfătarea. Apropo, vezi tu cum mintea ta stricată când aude desfătare, îți gândești numai la lucruri rele. Nu, Dumnezeu ne-a creat ca să trăim într-o desfătare sfântă, frumoasă, desăvârșită, care întrece orice desfătare omenească. Dumnezeu ne-a pregătit desfătarea aceasta în împărăția Lui. Și acolo oamenii pot ajunge numai prin credință în Domnul Iisus, pe care Dumnezeu l-a trimis pe acest pământ să ne aducă învățătura minunată, cea mai frumoasă învățătură care ne conduce în împărăția cerurilor, l-a trimis ca să moară pentru păcatele noastre și prin pocăință noi căpătăm iertarea păcatelor, primim Duhul Sfânt și primim moștenire și intrare în împărăția Lui. Dumnezeu vrea să ajungi acolo, dragul meu. Lasă păcatul, lasă desfrâul. Alege-L pe Dumnezeu. Încetează să-ți găsești plăcerea în păcat și în desfrâu și în lucruri rele. Alege să-ți găsești plăcerea în Dumnezeu. Caută plăcerea în Dumnezeu și eu te asigur că vei găsi plăcerea în Dumnezeu. Te asigur. Vei găsi plăcerea aceasta în Dumnezeu și Dumnezeu îți va da tot ce îți dorește inima și te vei bucura în veșnicii cu El. Dacă ai întrebări și dorești să afli mai mult despre aceasta, despre viața veșnică, despre împărăția lui Dumnezeu, vrei să cunoști tainele împărăției lui Dumnezeu, trimite un mesaj și eu sau oamenii din echipa mea îți vom răspunde la întrebările tale, te vom ajuta. Dacă vrei să studiezi Biblia cu noi, scrie, de asemenea te vom ajuta, îți vom trimite materialele necesare, te vom conecta într-un grup ca să studiezi. Dacă cauți o biserică în localitatea ta, scrie, poate te putem ajuta. Dacă locuiești la Chișinău, te aștept la Biserica Buna Vestirii pe care o păstoresc. Noi suntem pe strada Vasile Alexandrei, 133. Duminică la ora 10 ne vedem acolo, mă voi bucura foarte mult să te cunosc față în față, să bem o cafea, să povestim, să ne cunoaștem unul pe altul. Și dacă nu ești abonat la acest canal, abonează-te acum. Abonează-te acum și așa vei putea să primești aceste răspunsuri pe care le dau din Biblie la diferite situații, la diferite întrebări, în care numai decât te vei regăsi și tu și care îți vor fi de mare folos, te vor ajuta să-L cunoști pe Dumnezeu, să cunoști viața veșnică, te vor ajuta să-ți găsești plăcerea în Dumnezeu și să nu mai trăiești în păcat, să nu mai trăiești departe de fața lui Dumnezeu. Dumnezeu să te ajute să-L găsești și să-ți găsești plăcerea în El.